Eu cred că ai văzut alt meci, Mata. De posedare regulamentară clar ca lumina zilei, ce mai mă. Lasă cerat, domnule, lasă cerat. A fost evident chestia asta. Domnule, s-a văzut. Vorbiți pe rând, nu se mai înțelege nimic. Telespectatorii noștri trebuie să știe. A fost sau n-a fost fault în careu? Avem un telefon direct? Domnul Porumboiu? Da, bună seara. Domnul Porumboiu, am să fiu scurt. Vă întreb, a fost sau n-a fost, domnule, fault în careu la faza respectivă? Da, domnule, deci din ce am văzut eu, Mitulescu a recuperat la mijlocul terenului, i-a pasat lui Puiu, care a din preluare a trecut de doi fundași adversi și a tras la poartă, bara s-a interpus, norocul nostru a fost când mingea ricoșa la Mungiu, care a recentrat în centrul careului, unde Munteana a încercat, a făcut tot posibil omenește vorbind să dea cu capul, dar acolo din imaginea dumneavoastră nu-mi dau seama, chiar mai avem nevoie de un unghi, două, trei, să aflăm adevărul, ce naiba. La revedere. S-a desenat pe tablă, ca să vadă telespectatorii. Ce hieroglifele astea, domnule? Eu plec. Plec din emisiune. Vă rog frumos, vă rog frumos. Nu mai insista. Desene animate. Propun o pauză, propun. Dați un calul de publicitate. Asta era soluția. Nu, sau 3-4-2. Păi frate, 4-3-2, mă, asta e soluția, mă. Nu, dar dacă aici era... Bă, revenit în direct. Domnule, dacă și Porumboiu zice că a fost... Domnule, lasă-mă și Porumboiu ăsta. Ce, le știe el pe toate.